După cum a anunțat Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, a închiriat pentru 30 de bani metrul pătrat luciul de apă al lacului de la Sala Sporturilor, unei firme care a adus aici 8 hidrobiciclete. Acestea sunt destinate copiilor. În continuare o să încerc să îmbunătățim cât se poate de mult acest parc de la Sala Sporturilor, cum ne place nouă să-i spunem. Deocamdată sunt aceste hidrobiciclete în afară de fântânile artezine care le-am pus anul trecut și în continuare o să ne mai gândim și așteptăm și sugestii de la populația municipiului Ploiești în ideea în care să îmbunătățim parcurile în întregimea lor din municipiul Ploiești. Pentru o tură cu hidrobicicleta, timp de o jumătate de oră, ploieștenii trebuie să scoată din buzunar 25 de lei. Lacul de la Sala Sporturilor are o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați. Încă din prima zi, bunicii și părinții s-au înghesuit să închirieze o hidrobicicletă. Foarte bine. Am avut plăcerea să fim primii care am... Am inaugurat, să am zicem. Inaugurat, da. Da. Și cum a fost? Foarte frumos. Am profitat și de faptul că era singura bărcuță cu prelată, da, și da, da, a fost umbră. Bine că s-a făcut. Uh-huh. E bine. Și ați venit cu nepoții să-i plimbați? Da. Sunt în vacanță. Așa? Vor să se plimbe. Și ar fi bine să facă mai multe pentru copii. Mult mai multe. E generația care e viitorul nostru. Așteptam de mai mulți ani la chestia asta. Uh-huh. Adică speram. Și acum s-a întâmplat. Acum s-a întâmplat, da. Nu știu cui a fost inițiativa, dar e super ok. Pentru cei mici? Pentru cei mici, mai ales. Da. Pentru ei, da. Da, bineînțeles, bineînțeles. Da. Și ați venit să-l plimbați pe nepot? Da, pe nepoțel. El e câteva zile cu noi, e din București și vrea să se plimbe și el, să vadă. Înainte de a fi date în folosință, hidrobicicletele au intrat pe mâna unor tineri care au și stricat una dintre bărcuțe. Au spart lacătul, erau legate de ponton, le-au fost aduse sâmbătă pe 1 iulie ca să intre în normalitate și au fost legate cu un lanț și cu lacătul pe ponton și s-au găsit unii să le spargă, să le facă, să le... Asta e. A fost informată poliția? Bineînțeles, imediat a venit poliția, s-au și găsit cei care au spart, sunt din zona Sălii Sportului, sunt chiar vecini cu cel care a dus hidrobicicletele. Se plimbe pe lac. Nu cred că asta, cred că dorința de a face rău, că dacă vreau să se plimbe pe lac, spărgeau doar una și o puneau pe apă și așa cred, nu știu. Reprezentanții firmei care închiriază hidrobicicletele au anunțat că vor monta camere video de supraveghere pentru evitarea unor astfel de situații. Plimbările pe lacul de la Sala Sporturilor se fac zilnic în intervalul orar 10-24.